Conacul Marghiloman, a cărui principală componentă este Vila Albatros, a fost construit între anii 1883 și 1887, în mijlocul unui parc de 22,5 hectare. De-a lungul anilor, atât vila cât și parcul, dar și construcțiile anexe, care au trecut prin administrări diferite, din epoși diferite, s-au degradat vizibil. După 6 decenii de abandon și ruină, conacul a trecut în administrarea primăriei Buzău, care a decis să reabiliteze complexul arhitectonic. O investiție de peste 27 de milioane de lei este în derulare din mai 2011 și trebuie finalizată anul viitor. Suntem într-un stadiu avansat al lucrărilor la vilă. După cum ați putut vedea, finisajul exterior este aproape gata. Lucrăm în interior, iarăși la finisaje, mozaic, parchet, partea de placări cu lemn. În parc lucrăm la alei și din toamnă începem din nou plantările cu materialul săditor, ceea ce avem de plantat în parc, și sperăm ca în primăvară să terminăm și parcul. Iluminatul este realizat în proporție de 100%. Inaugurarea complexului ar putea avea loc în luna iulie a anului viitor, când va fi deschis și centrul cultural, care va funcționa în Vila Albatros. Buzoienii se vor putea informa la o bibliotecă electronică, vor putea participa la evenimente culturale și vor putea urmări mici spectacole în sala de audiții de la parter, fostul living al familiei Marghiloman. Dar în spatele meu vedem fostul living al vilei, unde avem un spațiu generos, va fi o viitoare sală de mici spectacole, seri culturale, se pot organiza lansări de carte și așa mai departe. Eu cred că va fi unul din spațiile principale ale viitorului centru cultural. O să coborâm imediat și o să vedeți și locul în care va fi amplasat șemineul. Pereții vor fi protejați cu lambriul din lemn și vor fi tapetați cu mătase. Asta va fi viitoarea sală de audiție. Aici vom putea organiza ceea ce v-am explicat de sus. E balconul pe care am stat. Atmosfera din sala de audiții va fi încălzită de un șemineu de dimensiuni generoase. Majoritatea încăperilor au podele acoperite cu parchet, iar pe holuri vor fi așternute mozaicuri inspirate după modelele din epoca respectivă și hrubele din subsol vor fi amenajate, dar se vor păstra pereții și tavanele din cărămidă aparentă, care fac farmecul pivniței imense. Când lucrarea va fi gata, toate gardurile vor fi eliminate, iar Vila Albatros se va încadra de minune în peisajul parcului reabilitat în întregi, precum se încadra odinioară, când la peron se opreau trăsurile și automobilele potentaților vremii. Sperăm ca până în toamnă să amenajăm și exteriorul, deci partea asta de curte din jurul vilei să fie complet reabilitat. Da? Și să lucrează intens și la interior. Orașul Buzău și locuitorii lui vor avea numai de câștigat prin înființarea unui centru cultural în Vila Albatros, instituție care lipsea din peisajul local și care ar putea da un nou avânt vieții culturale din municipiu și din județ.